România stă foarte prost la capitolul vaccinare. Am început bine, dar terminăm prost. Sau cel puțin asta înțelegem din ultimele cifre. Suntem pe ultimul loc, la ultimele 100 de persoane vaccinate cu ambele doze. Ce nu a funcționat, domnule Oprea? De ce nu a mai mers mașinăria vaccinării în România? Am ajuns, iată, pe ultimul loc în Uniunea Europeană, la ultimele 100 de persoane vaccinate. Murphy, legile lui Murphy spun una dintre ele că ceea ce începe prost se termină și mai prost. În cazul vaccinării, faptul că nu au știut să facă o campanie corectă de informare a cetățenilor României, că au încercat politicienii din zona guvernării să iasă în față, știind că lipsa de încredere în ei este foarte mare, a dus la astfel de rezultate. Noi am venit deschiși referitor la această campanie de vaccinare și am propus un pact inițial, considerând că este una dintre temele care ar trebui să unească, nu să dezbină în România. În acea perioadă, sigur, început de pandemie, nimeni nu știa cum va evolua sau cum vor evolua lucrurile și cum va evolua această pandemie. Și am și făcut propunere în acest sens, a fost ignorată de coaliția de dreapta. Am și venit cu aceste teme scrise de către specialiștii noștri. Domnul profesor Afila, domnul profesor Străinul Cercel, domnul profesor Razan Firei și ceilalți care sunt medici specialiști în acest domeniu și care sunt recunoscuți. Lucrurile sunt scrise într-un document. Au fost făcute publice. Am văzut, cred că acum vreo lună de zile, că deja pe la Ministerul Sănătății începuseră să ia acele idei și să înțeleagă că trebuie să meargă către mediul rural. Un lucru foarte bun. Da, târziu, foarte târziu. Pentru că ceea ce a fost stricat de către coaliția de dreapta e foarte greu apoi să recupereze. Începe școala. Este un subiect de actualitate. Așteptăm cu toții să înceapă școala în format fizic din nou. Credeți că va începe în format fizic? Trebuie să înceapă. Pentru că s-a văzut în acest ultim an că evoluția sau impactul asupra copiilor este mult mai nociv decât faptul că au stat acasă, că au învățat doar online și că n-au putut comunica, n-au putut socializa, decât faptul de a merge la școală în format fizic. Problema însă este alta. Faptul că actuala guvernare nu face nimic să pregătească începerea noului an. Nu au pregătit foarte bine cadrele profesorii, nu au reușit să convingă profesorii într-o măsură că vaccinarea este spre beneficiul lor, nu vorbesc nimic despre teste. Profesorul Rafila spunea că aceasta ar putea să fie soluția și trebuie să fie soluția. Testare gratuită de cel puțin două ori pe săptămână. Au avut o sumedenie de teste cumpărate și pe care sau despre care nu mai vorbește nimeni astăzi. Ce s-a întâmplat cu ele? Nu știu unde s-au dus. Exact. Probabil că au expirat. Probabil că este o altă pierdere, așa cum s-a întâmplat și în cazul vaccinului. Nimeni nu explică de ce au fost cumpărate sau comandate 120 de milioane de doze. Imens. Nimeni nu explică de ce trebuie să piardă România atâția bani și de ce nu răspunde nimeni pentru eșecul campaniei de vaccinare. Se vorbește din ce în ce mai mult despre tulpina Delta și despre faptul că au început din nou să fie cazuri critice la ATI, decese. Cine va răspunde? Nu cumva ar trebui ca actuala guvernare să-și asume răspunderea pentru eșecul campaniei de vaccinare atunci când vor exploda din nou cazurile în toamnă? A afectat campania aceasta acerbă din PNL campania de vaccinare? Sigur că alegerile locale și alegerile generale au afectat, pentru că vă aduceți aminte că n-au raportat decesele. O minciună generalizată la nivelul țării în care tu să spui că sunt mai puține cazuri astfel încât să poți să ții alegerile
nu știu și nu cred că a mai avut loc într-o altă țară. Eu mă referam la campania internă din PNL pentru președinția partidului. O campanie acerbă din ce vedem cel puțin ultime mesaje apărute din echipa Orban către echipa Câțu și invers. Cu certitudine, da, pentru că țara este neguvernată în acest moment. Faptul că miniștrii se ceartă între ei, faptul că cei de la din interiorul PNL, ați văzut că au trecut și la faza pe dosare penale, intrat în pușcărie. Sigur, constatăm, da? Citim în presă și vedem că cei care au avut probleme cu înregistrări, cu DNA, cum este președintele de la Prahova sau cel de la Galați sau cel de la Teleorman, toți astăzi, dintr-o dată, au devenit susținători ai lui Cățu. Sigur. La el nu e o problemă, că știe cum e cu pușcăria, a văzut, a fost în celulă, probabil că penal la penal trage. Zic. Nu i s-a părut ceva, apoi am înțeles că nu i s-a părut ceva fantastic lui Câțu să vorbească cu și să-l susțină persoane care, evident, au probleme penale. Deci a fost o chestiune de interes aici, mai degrabă de simpatie sau... Am constatat din presă că aceasta este realitatea. Sigur că cei din PNL spun că ei sunt puri, că nu se întâmplă nimic. Mă uit la această campanie internă, nu atât îngrijorat ce se întâmplă cu PNL, nu este zona mea de îngrijorare absolut deloc. În schimb, mă uit la efectele pe care le are această campanie asupra cetățenilor din România. Faptul că Ministerul Energiei a avut execuție bugetară 28%, că Ministerul Mediului de Afaceri a avut execuție bugetară 46%, că ministerele care ar fi trebuit să facă investițiile publice au toate execuția bugetară sub medie, asta mă îngrijorează într-adevăr. Și lupta din interior din PNL, lupta între USR și PNL au dus la aceste rezultate. Au ieșit miniștrii Popescu și Năsui să se justifice. De ce sunt atât de slabi în rezultate și de ce sunt ei atât de incompetenți? Și au spus că au avut o problemă, că n-au separat ministerele. Păi cine trebuia să facă lucrurile acestea? Chiar nu le e rușine să vină cu astfel de justificare puierilă? Asta era primul lucru pe care ar fi trebuit să facă. Ce înseamnă 28% execuție bugetară în Ministerul Energiei? Înseamnă lipsa investițiilor în energie, înseamnă prețuri mai mari în facturile către cetățeni. Pentru că numai investiții în capacități noi de producție ar putea să ducă, având mai multă producție, la o ieftinire a facturii către cetățeni. Le-a păsat? Nu le-a păsat. 28% este zero. Nimic.